Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Și azi suntem cât? În șase. Așa, mă, șase. A 11. A 12. Dar trebuie să-și acolo, 2016. Pornim repetatea, mai tu o problemă la care te-ai gândit sau pornim așa? Da, da. Mihai își face ordine la jucării și constată că jumătate sunt mașinuțe, un sfert sunt pluși, iar restul... Deci o jumătate, uite, așa scrie, 1 pe 2, 1 supra 2 sunt mașinuțe. Da, jumătate sunt mașinuțe. Apoi. Un sfert sunt pluși, iar restul sunt jucării Lego. Deci, jumătate sunt mașinuțe. Un sfert, dar cum scrim un sfert? Jumătate am înțeles, se împarte în doi. Dar sfertul în cât se împarte? În trei. În trei? Atunci ar fi o treime. În patru. Așa, iată. Deci, cum se spune atunci, dacă un sfert? 1 pe 4. Așa. 1 supra 4 sunt... Pot spune, da? Da. Sau sunt pluș. Așa, pur suleț. Iar restul piese de Lego. Așa. Câte jucării are Mihai din fiecare fel, dacă în total sunt 20? Deci în total sunt 20. Scrieți restul. Restul. Lego. Lego. În total avem 20. Câte sunt de fiecare tip, da? Câte sunt de fiecare tip? Mașinuțe 10. Așa. Plus 5 ursuleți 5 și 5 Lego. Dar cum a făcut asta? Că tot am înțeles. Jumate din total e 10. A, 20. Așa. Și sunt mașinuțe 10. Deci dacă și... total sunt 20, jumătatea lui 20 sau 10. Păi 1 pe 1, 4 ori cât de 20? 5. Așa. Și 5 egal un sfert. Perfect. Jumătate egal 10. Și restul de făcut 10 cu 5 și spui, gata, mai făcut. 5. Foarte repede ai făcut. Deci, tu ai zis așa. Practic, în prima etapă ai aflat, aflăm mașinuțele, da? Da. Aflăm mașinuțele. Și ai zis, repede, jumătatea lui 20 este 10. Adică pe 20 l-ai împărțit la 2, nu? 20 împărțit la 2 egal 10. 10 mașinuțe. Bun. Acum, în etapa a doua... Aflăm pluș. Așa. Aflăm... Pursuleți. Și de aceea, ce ai făcut ca să aflăm ursuleții? Știu că jumate din 20 este 10 și un sfert este 5. Deci, practic, 20 l-ai împărțit la 4. Nu, asta ai făcut. 4 egal cu 5. 5 ursuleți. Restul? Restul. Aflăm restul, da? Da. Aflăm restul. Și la rest, cum ai gândit? Am gândit 10 plus 5
Așa, 10 plus 5 face 15, că ai aflat cu cele două. Iar 20 minus 15. 20 minus 15, egal cu 5. Și cu asta ai rezolvat foarte rapid și această problemă. Foarte tare. Te rog, merg pe mâna ta. Marta mănâncă un sfert din bomboanele pe care le primește de la mama ei și încă două. Câte bomboane a mâncat Marta dacă în cutie au fost 20 de bomboane? Deci, care este secretul? Trebuie să citim problema de mai multe ori până înțelegem. Deci, citește încă o dată tu. Eu nu prea am înțeles-o. Marta a mâncat un sfert din bomboanele pe care le primește de la mama ei și încă două. Câte bomboane a mâncat Marta dacă în cutie au fost 20 de bomboane? Deci 20 de bomboane au fost, da? Știi totalul. Gata, 13. Cum? Cum 13? Un sfert din 20 este egal 5. Așa. Și spune că mai mănâncă încă două. Așa. 5 cu 2 e 7. 20 minus 7 egal cu 13. Asta e mai rămas, da? Da. Foarte simplu, foarte simplu. Vezi? Mai e încă una. Aproape nici nu mai vine să o scriu pe asta, da. Pentru că tu ai făcut-o rapid, foarte acum rapid. Acum sunt două persoane. Ia să vedem. Laura și Matei au cumpărat o pizza. Laura mănâncă jumătate din ea, iar Matei mănâncă două sferturi. Mai rămâne vreo bucată de pizza? Și pentru Sara, de ce? Nu mai rămâne. Deci încă o dată. Da, n-am înțeles. Deci... Două sferturi înseamnă jumate. Așa. Știm că Laura a mâncat jumătate. Jumătate, bun. Jumătate... Și încă o dată jumătate fac o pizza întreagă. Nu-i mai rămâne deloc. Deci nu i-a mai rămas. Așa. Și asta ai făcut-o foarte repede. Vezi, tu ai venit cu problemuțe pe care tu le faci dintr-o suflare, cum să zicem așa. Mai una? Zi-o și pe asta și pe la jumătatea numărului 18 adaugă sfertul numărului 28. La jumătatea lui 18, da. Adaugă sfertul lui 28. Ce aș însemna? Cum aș scrie jumătatea lui 18? Jumătatea lui 18 egal cu 9 plus 9. Adică, așa aș scrie, jumătatea lui 18 însemna 18 împărțit la 2. Asta e jumătatea lui 18, da? Jumătatea lui 18. Așa se scrie, nu? 18 împărțit la 2. Iar sfertul cui este ce problemă? Sfertul. Cum ai zis, adaugă sfertul lui? Adaugăm sfertul lui numărului 28. Care ar fi sfertul lui 28? Cum ar scrie sfertul lui 28? 28 împărțit la 4. Asta este. Deci 28 împărțit la 4 înseamnă sfertul lui 28. Și ce înseamnă jumătatea lui 18 plus sfertul lui? Adică jumătatea lui 8. Adică 18 pe 2. Așa trebuie să spunem. 18 împărțit la 2. Nu? Egal 9. Plus, să adaugăm, să facem operația toate. Plus 28. Împărțit la 2. 28 împărțit la 4 e egal cu. Și acum să facem operația. Asta ne-a spus autorul. Să facem așa operație. Și înseamnă 28. Condu-mă tu pe mine. 18 împărțit la 2 e egal cu. Cât? 18 împărțit la 2, 9. 9. Plus 28 împărțit la 4. 28 împărțit la 4. 2 ori 7, 4 ori 7. Așa, plus 7 și 9 cu 7 este egal? 2. Deci asta era operația. 18 împărțit la 2, asta e dictată la autor să facem. 18 împărțit la 2, plus 28 împărțit la 4 și egal cu? Egal cu 16. Egal cu
16. Asta este rezultatul. Am adăugat la asta și am făcut exact ce ne-a spus ea. Dacă mai ai vreuna, dacă nu... O dau eu, dacă nu. Ia, uite, uite, m-am luat și pregătit una. În câte numere de tipul A9, B cu bară deasupra... Deci în câte numere de tipul A9B cu bară deasupra, produsul A ori B egal cu 18. Produsul A ori B egal cu 18. Câte numere de genul acesta sunt? Deci câte numere de forma? Da, scrie și Mario și tu. Da? Deci A, A 9, 9, cu bară deasupra, produs A9B. Cu bară deasupra. Așa. Produsul A ori B egal cu 18. Câte numere sunt de forma asta? Da. Sunt. Unde produsul A ori B egal cu 18. Știind că A ori B, mai arătăm, A ori B egal cu 18. Ia să gândim împreună, deși și David de aici, sigur ne ajută și el. 18? Da. Gata. Păi, adică ar fi cât ce... Cât se face A și B? Ar fi de câte ori cât se facă... A ori B, număr 2. Ai o variantă. Deci aici variante, zice. Variante. Variante. A egal cu 9, B egal cu 2. Da? A egal cu 9, B egal cu 2. Mai ai o variantă? Da, 6 ori 3. 6 ori 3? Sigur că da. A egal cu 6, B egal cu 3. Ai mai avea câte ori cât se facă 18? Câte ori cât se facă 18? Ai mai avea variante? David, te urmăi și tu? Ce? Ce variante am avea aici? Ce te gândești? Da. Nu ești atât. Probabil era altceva. Da, altceva. 2 ori 9. 2 ori 9. Invers. Adică și invers. Foarte tare. A egal cu 2 și B egal cu 9. Foarte tare. Ai mai avea aici vreo variantă? Da. Da, ceva cu 3. Păi da. A egal 3, B egal 6. Sigur, A egal cu 3 și B egal cu 6. Și atunci numerele care sunt mai? Ia să vedem, care sunt numerele? Și câte sunt? Și câte sunt? Ai putea să scrii un prim număr? Adică da. Prima variantă. 992. Deci primul număr, hai să le punem într-o acoladă, primul număr este 992. Apoi, alt număr. Virgulă. Da. 693. 693. Sigur că da, 693. Apoi, 299. 299. Și alt număr. 396. Și 396. Acestea par să fie numere. Da, mai găsești tu o variantă. Ai cât ori cât se fac cu 18? Ceva cu 3. Cât ori cât se fac cu 18, mai gândește-te. Unul 18, sigur că da. Sigur că da. Da, dar aici trebuie să fie cifre. Există posibilitatea să fie cifra 18? Nu. Nu. Dar dacă era A, B, 9, C. Așa, dar nu, când pun în bară deasupra, nu mai pun la 9. Deci ne gândim, mai pun la 9. Deci asta cu 1 ori 18 pică. Da? Pică. Deci e foarte clar, foarte tare chestiunea. Dar mi-a plăcut problema, dacă mai vreuna. Da. Mă gândesc la un număr, îl adun cu înzecitul numărului 9 și obțin un număr cu 13 mai mare decât 100. Care este numărul la care m-am gândit? Ce înseamnă înzecitul? Înzecitul. Ia să vedem. Înzecitul lui 3. Mai mare. Așa, așa, așa este. Corect.
Așa este. Deci mă gândesc la un număr, nu știu. Îl adun cu un zecitul numărului 9. X. Mă gândesc la X, sigur că da. Deci așa, mă gândesc la X. Nu știu cine. Îl adun cu un zecitul numărului 9. Plus? Plus 90. Plus 90, corect. Și obțin un număr cu 13 mai mare decât 100. Egal cu 113. Egal cu 113, sigur că da. Atât da? Cât este numărul? 113 minus 90. Deci atunci numărul X egal cu 113 minus 90 și îmi dă... Cât îmi dă adăugat? 23. Egal cu 23. Și iată cum am făcut exercițiul ăsta foarte, foarte repede. Deci vezi tu, a fost suficient aici să facem analiza rapidă și ai dat și răspunsul rapid. Da, nici măcar nu trebuia să le chinuim. N-a fost nevoie de foarte mult efort. Dacă nu, facem o altă problemă noi? Da, să spunem. Ia să vedem dacă tu mai vreți repede să facem, cum punem noi o problemă cu fier, că ți-i plac așa. Așa. Am eu una. Te rog, faci pe aceea. Adi are 16 jucări. Jocul pe calculator, iar fratele său de 4 ori mai puține. Câte jocuri au împreună cei doi frați? Mai zi o dată, că nu am fost atent. Da, Adi are 16 jocuri pe calculator. Așa, de 16. Adi, așa se iată, 16 jocuri. Iar fratele său de 4 ori mai puține, câte jocuri au împreună cei doi frați? Deci fratele său de? De 4 ori mai puține. Deci fratele de 4 ori mai puține. Da? Câte au împreună? Câte au împreună? Câte jocuri au împreună? Câte jocuri au împreună? Deci, știu despre Adi, care exact 16 jocuri. Fratele de 4 ori mai puține. Adică cum? De 4 ori? De 4 ori mai puține. 4 ori 4, 16. Așa și... Minus 16. Nu. O secundă. Are de 4 ori mai puține față de el. Ia să vedem. Eu, dacă am 8 mere... Da. Iar Mario are jumătate din numărul meu. 4. Adică are cu cât, cu jumătate mai puțin, da? Ei bine, ce înseamnă, hai să mai vedem așa. Dacă eu am 28 de mere, iar tu ai de 4 ori mai puține, câte ai tu? Tu ai de 4 ori mai puține decât 28. 28 minus... Nu, ai de 4 ori mai puține. De 4 ori mai puține. Trebuie să vedem cu formulă aici, cum gândim aici, de 4 ori mai puțin. De 4 ori mai puțin. Nu de 4 ori mai mult. De 4 ori mai puțin. Adică de 4 ori scădem. Nu scădem. Nu, 28 scădem 4 ori 4. Mai muncim un pic. Hai să vedem așa. Să văd cum găsesc eu ideea de a te pune pe tine în situația de a da răspunsul corect.
cu atât mai puțin, a spus domnul profesor. Da, de atâtea ori mai puțin. Nu a spus domnul profesor cu atât mai puțin. N-a spus cu atât mai puțin, ca să te grijați el. Atâtea ori mai, de patru ori mai puțin. De patru ori? De patru ori, patru scădem. Deci din 28-ul acela... Scădem 4 ori 4. Dar de ce 4 ori 4? De 4 ori mai puțin. De 4 ori mai puțin decât îi toată cantitatea. Deci 28 minus 4, încă dată minus 4, încă dată minus 4, încă dată minus 4. Credeți 4 ori acela, da? Da. Bun. Dar hai să facem așa. Eu am 7 mere. Da. Tu ai de 4 ori mai multe. Câte ai tu? 7 ori 4. Deci când e de 7 ori mai, de 4 ori mai mult, le mulțești. Dar acum dacă spun că am 28 de mere și tu ai mai puțin de 4 ori mai puțin... Scăte! Nu adunăm? Nu. Uite încă o dată. Când am zis de 4 ori mai mult, de 4 ori mai mult decât 7, ai zis să-i mulțesc cu 7, da? Cu 4, da? Da. Dar acum dacă spun de 4 ori mai puțin, ce-i face acum la 28? De 4 ori mai puțin. În pas la 4. Când am zis că de 4 ori mai mult, încă o dată, hai să vedem. Eu am 2 mere. Eu am 2 mere. Și tu ai de 4 ori mai mult. 4-2. Adică fac 8. Da. Da. Dar dacă eu spun, eu am 8 mere și tu ai de 4 ori mai puțin, de 4 ori mai puțin, adică 8 acela. 8 împărțim la 4. Asta e, mă. Când zic de 4 ori mai puțin, că se realizează mai puțin. Din ce? Prin împărțire, se fac câte 2, câte 2. Deci fac, e clar că îți vine 2. Da? În cazul nostru, dacă spune că el are 16 jocuri, iar fratele are 4 ori mai puțin, da. Ce facem pe 16 ăsta? Împărțim la... Da, de 4 ori mai puțin? Împărțim la 4. Sigur că da, asta era. Împărțim la 4. Deci pe 16, iată, zicem, 16 împărțit la 4 egal cu... Sau aici aflăm câte are fratele. Și facem ce? 16 împărțit la 4 egal cu 4 are fratele. Și acum, ca să vedem în total, ce facem? Adunăm câte jocuri are Adi, câte are și fratele. Cam atât. Și cât vine? 16 împărțit la 4, egal cu 4. Așa. Total egal 16 plus 4 egal 20. Iată că am aflat că are în total 20. 16 plus 4 egal cu 20. Vreau să mai... Pot să vă dau eu ceva asemănător? Ia să... Lasă-mă gândea la ceva asemănător. Da. Mama și fiica au împreună 35 de ani. Deci mama și fiica au împreună 35 de ani. Deci mama plus fiica au 35 de ani. Mama este de 6 ori mai mare decât fiica. Câți ani au fiecare? Deci mama și cu fiica au împreună 35 de ani. Da, mama este de 6 ori mai mare. Mama. 6 ori cât de 35? Păi, da. Să vedem. Să vedem cum faci tu. Deci, cum? Deci mama este de 6 ori mai mare decât fiica. Numai mama e de 6 ori mai mare decât fiica. Mama de 6 ori mai mare decât fiica. Știu că 6 ori 5, poate 35. Nu, 6 ori 5? Nu, 6 ori 5, 30. Așa. Ideea. Nici un pic.
nu se ghicești, că numerele sunt mici, într-adevăr. Da, dar trebuie să vedem cum judecăm. Mama și cu fica au împreună. Dar mama e mai mare de 6 ori decât fica. Deci vârsta mamei e de 6 ori decât a fiicei. Da. Strava cum da 30, 25, nu știu. Nu. Și-o mai iau, cum, hai să încercăm prin segmente. Da. Da, așa ce o facem. Păi cu fica o facem cu un singur segment, e cea mai mică. Deci fica ar fi atât. Fica. Mamă. Și mama cât îi spune mamei? La fel. Cât? De 6 ori mai mult. La fel, numai 6 segmente. Deci, un segment, două, 3, 4, 5, 6. Iată, am făcut-o și pe mamă. Și împreună, împreună, ce știm? Că împreună cât? Mama și fica? Împreună? Da. Cât? Ne zice. 35. 35. 35 ani. Gata! Cum? Așa, s-a pus o mână. Două segmente va fi egale. Dacă împreună. Împreună. 35. Bărți la 2. Nu. Am făcut segmentele egale. Păi vezi? Foarte important că sunt egale. Am tăiat surplusul. Dar stai să vedem dacă tot timpul tehnică cu tăiat surplusul merge. Dar deocamdată, dacă spate segmentele egale... 7,35 împărți la 7. Asta era. Toate sunt egale, nu? Tu ai zis. 4 ar merge. Ia să vedem. 37 împărți la cât ai zis? La? 35 împărți la 7. La 7. Și zici 7 ori cât fac 35? 47, 49. Da. Da. 76, 42. 75. Vezi? 75. Deci ideea asta era, miezul problemei era să pentru un segment să reprezint pe vârsta fiicei, da. Apoi de 6 ori segmente pentru mama și în total sunt câte segmente? Aici pierdeai tu, că tu vrei să bagi la 6. Dar nu la 6, ci la 7 segmente. Așadar, vom spune aici că sunt în total, deci total 7 segmente. Și de aceea, pe 35 îl împărțim la 7 și egal cu 6, bine? 7. Deci 35 împărțit la 7 egal cu 6. Nu, 35 împărți la 7 este egal cu 5. Asta înseamnă, cu 5, vezi? Tu trebuie să fii foarte atent în fiecare moment. Că eu există riscul să scriu și trăsne. Și atunci tu ești atent maxim, da? Deci 5. 5 ani are, cine are? Ce reprezintă 5 asta? Are fica. Fica. Are fica, sigur că are fica. Un segment. Fica, un segment. Deci 5 ani are. Iar mama are 5 ori 6. Mama, 5 ori 6, 30. 30 ani. Bun, ia să vedem, vă mai dai una asemănătoare, înțeles? Neapărat aici. Mama, tata și fiul au împreună 80 de ani. Mama, plus fiul, 80 de ani. Au împreună 80 de ani. Și acum atenție, eu vă citesc, vă gândiți și plus, apoi reprezentați. Deci mama plus tata plus fiul, fica sau fiul. Sau băiatul, puneți bă, ca să nu se confunde tău cu fiul. Da, băiatul. 80 de ani. Mama, de 4 ori mai mult decât băiatul, tata, de 5 ori mai mult decât băiatul.
acum ascultă. Deci mama, mama are de 4 ori mai mult decât băiatul. Egal 4 ori băiat. Iar tata, tata egal de 5 ori 5 mai mult ori decât băiatul. Băiatul. Ia să vede mare cum face. Ești atent? Ești atent aici? Hai să vedem problema. Deci mama, tata și băiatul preună 80 de ani. Mama de 4 ori decât băiatul. Mai bine facem pe segmente. Pe segmente. Și cine se reprezintă printr-un segment? Cel mai mic segment care se fie? Băiatul. Sigur că da. Asta e foarte important. Iar a doua mama. Deci băiatul l-am pus pentru un segment. Pe mamă, ce să fac pentru mama? De 4 ori segmentul. Așa, pentru mamă, de 4 ori segmentul acesta. 1, 2, 3 și 4. Egale însă, da? Important să fie egale de pentru... De două pătrățele. Da, pentru două pătrățele. Iar despre tata? Tata, da, la fel ca mama, numai cu un segment în plus. Exact, pentru tata vom pune. Să nu putem să facem un segment așa întreg. Nu, dar să punem, dar să le vedem așa, că prietenii noștri să înțeleagă și mai bine, dacă punem exact mama, adică punem cele 5 segmente pentru băiat. Da, da. În total. În total. Fac, cât am zis, 80, da? 80. Sunt 10 segmente. Sunt 10 segmente. Băiatul are 8. Și băiatul are 8. Deci am pierdut 10, 80. Sigur că da. Deci fiindcă sunt 80, e 80 la împărțit la 10. Deci numărul segmentelor, da? Numărul segmentelor, număr segmente egal cu 1 plus 4 plus 5 și egal 10 segmente, da? 10. Și de aceea pe 80 îl împărțim la 10 și ne dăm 8. 8 ani are un băiat. Cât are? 8 ori 4. 8 ori 4, 32. Așa, 8 ori 4 egal cu 32 ani. Cine are 32 ani? Mama. Mama. Și tatăl. Tatăl nu trebuie să mai calculăm. Tatăl va avea cât? Tatăl va avea 36 de ani. Că e cu încă un segment în plus, da? Tatăl egal cu 8 ori 5. 8 ori, 8 ori 5 e bine? 8 ori 5, 40. Deci tu ziceți 36? Pentru că e de 5 ori segmente. Păi și un segment? De 5 ori, 40. Și dar tu ziceți ție și ție 36, cum ai făcut? I-am găgălat cu 4. Ei, văzut că la 32 ani adunat 4. Deci multe grijă. Uite, greșeală de asta și strecăm reghișițul. 8 ori 5. Dacă adunai la 32, 8. Făcea 40. Făcea 40, cât era corect. 8 ori 5 egal 40 ani pentru cine? Pentru tata, da? Bun. Și știu că e corect, da? Uite, într-o livadă sunt meri, feri, da, meri, feri și gutui. Meri, feri și gutui. Deci într-o livadă, meri, feri și gutui. Lăsăm că e mai frumos așa. Domnul profesor, vă știm, putem să știm doar două celelalte, nu? Nu, gândim tot așa și vreau gândi și în varianta care te-o pui. Deci meri, feri și gutui. Sau prui. Nu are importanță acum ce anume categoria de pom, ci important este să formulăm problema. Meri, feri și gutui. Și perii sunt jumătate din numărul. Perii sunt